Tati, rama aceasta e partea asta de lemn ca să ține, să nu se rupă fagurile și aici tati a pus o fagură artificială. Adică... Tati va pune aici, în paharul ăsta va pune tati mâncare la albinuțe, îl pune aici și tati pune rama aici, pune albina, pune regina și pune celelalte rămuțe. Te rog frumos. Da? Și, așa, Ines dă și tu rama aia. O să pun eu. Da, pune tu. Pun. Da. Așa, Ana, tu pune capacul ăsta. Da, bravo, Ana. Super. Da, și nucleul ăsta n-are aerisire, de obicei eu le fac aerisire. Nucleul stai aerisire. Acolo. Aerisire. Da, acum aerisire ca să nu iese albina. Stai acolo frumos. Când tati pune așa ăsta, așa, iasă doar albina. Și când pune așa, iasă și regina. Da? Da? Stai, și aici urdinișul, accesul la urdiniș, da? De acolo, practic, da. Așa. Așa și în nucleul ăsta, în nucleul ăsta crește tati. Poate o să iasă albina. Uite, albina iasă pe găurelele. Și pe acele găurele mici, ce iasă? Nu iasă nimic, doar intră aerul. Da, dar ați văzut cum. Acum lăsăm închis să nu vină furnicile, văd că vin furnicile. Asta este un nucleu de împerechere, Daniel, ia loc pe scuna. Deci ăsta este un nucleu de împerechere în care tati împerechează regina, da? Bine, copii? Tati, da. Acum școală am auzit că furnicile roșii poate să te muște și doare rău. Da, da. Numai că aici nu am văzut furnici roșii, am văzut doar uzei, gărgăuși și alte insecte. Da? Tati? Da, copii? I-am văzut furnici pe cea, dar nu mi-am dat seama. Aveți întrebări legate de albine? Stai jos și spune dacă ai întrebări. Da, Ana? Am o întrebare. Există albine cu ochii roșii? Albin cu ochii roșii nu există. Nu există albin cu ochii roșii. Da, Daniel. Ana, știi că furnica de foc îți face cuiburile în grădină sau în casă și dacă te muști... Guanga pe mine, guanga pe mine. Inez, nu trebuie să te panici. Guange sunt multe, nu fac guangele nimic. Dacă... Daniel, ia-o. Unde? Ia-o de pe mine. Asta de albin. Nu e atac de albin, Ana. Stai acolo, stai să-ți alăt. Nu e atac, albinele pe acolo circulă, aici este urdinișul lor. Da, uite, aici este urdinișul lor. Pe aici călătoresc ele, vin, aici e casa lor, intrarea lor în casă, vezi? Nu e atac de albine, albinele vin, culeg nectar, se așează pe urdiniș, intră în casă, da? Și duc miere, nectar. Da, duc nectar, duc polen, tati trebuie să taie iarba asta de aici, uite, de jos. Să fie și să pună un carton, să fie mai ușor la albină să zboare. Da? Da, copii. Vine tati acolo. Hai să vă mai arată, tati. Veniți în coa. Hai să vedeți altceva aici. Dana. Da? Uite, acolo sunt colectoarele de polen. Ca să nu intre multe albine deodată, să nu intre viespi. Cartonul l-am pus aici să sufoce iarba. Tati n-are coasă acum și a pus să sufoce iarba. Și dacă tati vine cu coasa, albinele sunt supărate. Se supără pe zgomotul făcut de la coasă. Iar acolo tati a pus găleata de apă și sus capcana de viespi. Dar văd că nu prea intră în capcană. Vin la urdiniș și iau albine de la urdiniș. Au furnicile! Da, sunt și furnici. Vin să fure. Furnicile fură. Da? Miere, polen, ce apucă și ele, ceva dulce. Da? Hai să vedem, mai avem întrebări, tati, copii, dacă nu să mergem la altă etapă, da? Altă etapă. Da? Eu am o etapă, cine hai, copii, așezați-vă frumos aici.